aflat la a șaptea ediție, Balul Caritabil Rotary a adunat peste 200 de participanți. Evenimentul a fost organizat și patronat de președintele din anul rotarian în curs, Alexandru Vladu. Pe lângă cei 32 de membri ai clubului Rotary Danubius Giurgiu și invitații acestora, la eveniment au mai fost prezenți rotarieni de la Călăraș, Alexandria, dar și de la vecinii bulgari. An de an, acest grup de rotarie știu într-adevăr să-și aducă prietenii alături de ei, să facem bine comunității, așa cum a zis și prietenul Codruț. Ce facem anul acesta? Vrem să facem un bal de caritate, să continuăm un program început de anul trecut de fostul președinte, domnul Ladislav Pic, prezent aici de față. Ne pare bine că sunteți alături de noi la a șaptea ediție a Balului Rotary Club Danubius Giurgiu. Cum foarte bine știți, noi organizăm fiecare an un bal pentru a strânge anumite sume de bani cu care în fiecare an facem cât mai mult bine comunității. Distracția a fost cuvântul de ordine, dar cum scopul principal al evenimentului este unul caritabil, a avut loc o licitație de obiecte, dar și o tombolă. Obiectele pentru care au licitat cei prezenți la evenimentul caritabil au fost aduse de către rotarieni giurgiuveni. Avem la domnul Marian Mihalcea 600! Wow! 600! Trebuie în călărie, neapărat! Vreau să simtă pielea de la cal, cum s-ar spune. Evident, tu îi cunoști mai mult. Nu, nu se pare. Și atunci... Ceea ce e foarte bine. Minunat. La masa 10 nu se mai întâmplă nimic, domnul Pirinhoi. Hai să vedem, dacă tot fi dat sporit, de ce să nu plecați cu el acasă? Mai încercați un pic? 650, poate, va poate chiar 7? La domnul Gabi Cărămidă. 700! Wow! Nicolae, odată? De două ori. De trei ori a judecat. A judecat domnului, felicitări! Bun. Și după ce a fost adjudecată și mingea de fotbal... Conform spuselor președintelui Rotary Danubius Giurgiu, Alexandru Vladu, suma strânsă în urma licitației și a tombolei a fost de peste 350 de milioane de lei vechi. Banii vor merge către susținerea proiectului de anul acesta, pe care clubul giurgiuvean Rotary Danubius îl are, și anume captarea izvorului de apă din satul Bălănoaia, comuna Frătești.